Parlamentul a adoptat un amendament al Partidului Național Liberal care prevede creșterea alocației pentru copii la valoarea de 150 de lei. Pentru finanțare a fost necesară majorarea deficitului bugetar la 2,76% din PIB. Astfel, alocația copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani se majorează de la 84 de lei la 150 de lei. Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, susține că nu este o victorie politică, ci este o victorie a normalității. Vreau să felicit colegii din Partidul Național Liberal, deputați și senatori, care au reușit un succes extraordinar pe legea bugetului, și anume majorarea alocației copiilor de la 1 martie 2019. Știți foarte bine că tot Partidul Național Liberal a dublat alocațiile copiilor în urmă cu 3 ani de zile, și acum în această săptămână, chiar ieri, am reușit să introducem și amendamentul cu privire la dublarea încă o dată a alocațiilor copiilor de la 1 martie 2019. Este un moment foarte important pentru că alocațiile copiilor sunt foarte importante. Avem câteva milioane de copii care vor beneficia de aceste alocații și Partidul Național Liberal a susținut constant acest lucru. Am depus amendamente în acest sens și ne bucurăm în urma demersului că vor crește pentru fiecare copil, alocația va fi de 150 de lei. Iar alocațiile care astăzi sunt de 200 de lei vor ajunge la 300 de lei. Ceea ce este o victorie cu toată opoziția Partidului Social Democrat și a ALDE. Se pare că parlamentarii au înțeles că acest amendament depus de Partidul Național Liberal este unul benefic pentru România. La scurt timp de la adoptarea amendamentului deputatului liberal au fost lansate o serie de discuții că amendamentul nu este unul aplicabil, deoarece prevede ca sumele pentru creșterea alocațiilor copiilor să fie luate din excedentul bugetar de pensii, lucru care ar fi neconstituțional. Prin urmare, socialdemocrații au transmis că vor corecta amendamentul pentru ca banii să fie alocați din altă parte. În replică, liberalii lansează un nou apel către PSD. Am auzit pe surse că domnul Dragnea vrea să înghețe practic aplicarea amendamentului propus de Partidul Național Liberal cu privire la majorarea alocațiilor. Și vreau să transmit un singur lucru. Nu vă atingeți de banii copiilor noștri. Banii copiilor românilor sunt banii copiilor. Că în fiecare zi văd declarații despre copii, dar în realitate se pare că nu interesează deloc acest aspect. Și aș vrea să demonstreze prin fapte că îi interesează, că îi preocupă soarta copiilor noștri, soarta copiilor românilor. De aceea rog Partidul Social Democrat să dea dovadă de maturitate și să nu se atingă de banii copiilor. Totodată, de la 1 martie, alocația de 200 de lei va crește la valoarea de 300 de lei.